Bună! Așa cum am obișnuit, astăzi o să vă dezobișnim și o să facem noi intro. Bun. Cristina, te rog. În vlogul de astăzi o să răspundem la câteva întrebări pe care nu le cunoaștem noi încă. Câteva mai multe. Sunt toate puse aici în bolul ăsta, sunt 24 de întrebări, câte 6 de fiecare. Întrebările sunt făcute de alte persoane, noi nu cunoaștem niciuna dintre întrebări, deci o să fie totul foarte real. Trebuie să specificăm încă ceva de la începutul vlogului. Da. După cum puteți observa, Laura poartă niște ochelari de soare și o să ne spună ea de ce, ca să știți că pe parcursul vlogului ăsta ea va purta acești ochelari. De ce? Am făcut o intervenție la nivelul ochilor și n-aș vrea să vă speriați, de aceea o să port ochelarii. Nu e nicio aroganță sau na, ochelari în casă, știu că nu e ok de soare. De aceea, ideea este ca vlogul să decurgă cum trebuie și să nu vi se pară ceva ciudat, adică o să păstreze ochelari de soare la ochi. Da. Și acum începem sesiunea de întrebări. Bună! Salutare, internauții! Bun, le amestecăm bine. Am început acum. Vedem acum. Și acum, scoate frumos asta. Bun, și întrebarea este următoarea. Cine începe primul? Practic, cel mai tânăr ar trebui să înceapă. Adică, eu zic să facem piatră fără fece. Hai, nu funcționează. Doi cu doi. Da, doi cu doi și după aia ultimii doi. Doi cu doi, una fiecare, da? Da. Trei. Stai. Piatră fără fece. Hai încă o dată. Piatră, foarfece, hârtie. Ah, ai câștigat. Hai, facem și două acum. Ah, shit! Cred că mai așa. Așa. Așa, așa, sau piatră. Hai, ok, hai. 3, 2, 1 și... 1, 2, 3. Aaaa! Același lucru. Hai. 1, 2, 3. Nu, mai te mă vede! Hai. 1, 2, 3. Te-ai bătut. Acum faceți voi doi. Noi doi, nu? Nu. Eu cu unde? Sper să înceapă el. 3, 2, 1. Ce? Păi nu-i fără, ea e piatra să o pun. Păi dacă vii așa și se pune peste. Ea a câștigat piatra. Începe primul. Păi eu începe prima, că a pierdut. Eu am pierdut. Ea a pierdut. Da, bine, ha. Da. Și dacă luăm în ordinea cronologică așa cum trebuie, eu sunt ultimul. Da, că el a câștigat. Practic. Tu ești la 2 la 6. Da. Hai, deja mi-e frică. Bun. Succes. Succes. Hai să vedem. Oh, care este lucrul care te enervează cel mai mult? Și arată un pic așa dacă se vede. A, așa, bun. Care este lucrul care te enervează cel mai mult? Lucru? Adică n-ar trebui să fie neapărat un obiect, nu? Poate să fie orice altceva. Ce te enervează cel mai mult? Poți înțelege din întrebare. Ok, ce mă enervează cel mai mult este când sunt mințită. Nu suport să fiu mințită, prefer să mi se spună un adevăr dureros în față decât să fiu mințită. Bun. A rezolvat-o. Cine e al doilea? Eu, parcă, nu? Da. Are. Hai cu întrebare bună. Și-am luat-o. Să vedem ce avem aici. E cam lungă din ce observi aici. Dacă ai putea să te transformi într-un animal, ce animal ai vrea să fii și de ce? Asta e întrebarea. Așa. Dacă aș putea să fiu un animal, bă, eu aș vrea să fiu vultur. De ce? Nu vedeți că nu e vorba de ce credeți voi. De ce vreau să mă transform într-un vultur? Pentru că vreau să zbor. Am eu nebunia mea de când sunt mic, vreau să zbor. Să văd și eu cum e să zbor așa peste toată lumea asta. Deci, răspuns final, vulturi, de ce? Că vreau să zbor. Am să facem pe aia. Țineți-le gen în fața voastră, fiecare. Gen, așa. Să se știe, așa că știți. Da, da, da. Bun, așa, la hai. Și la ora. Hai cu întrebarea bună. Haide. Nici nu știi ce e acolo. Nu păi nu, cu întrebarea bună mă refer pentru mine. Păi pentru ea. Cu ce persoană faimoasă ai vrea să fii
Prietenă. A lasă și la cameră? Bun. Persoană faimoasă. Adică poate să fie persoană, bănuiesc din ce înțeleg de întrebare, de film, adică o persoană... Orice persoană, persoană faimoasă, am înțeles. Păi, bă, sinceră să fiu... Lasă, lasă. Nu, nu-i dai idei, nu. De când eram mică. Așa. Și poți să, poți să spui și tu asta. Noi am trăit cu Jean Comanda. Oh. Deci la noi era, nu conta, orice era, bătrânul. Era pe Jean-Claude Van Damme. Orice exista... film era, trebuia să fie cu Van Damme. Tot de tata. Deci prietenul meu faimos, Jean-Claude Van Damme, dacă vrei... Instagram. Dacă vezi vlogul ăsta, Instagram... Dacă vezi vlogul ăsta, te rog eu, o cerere de prietenie și... S-a rezolvat. Gata. Da. Și asta era și motivul de ce vreau să spun, să ai grijă la ce răspuns. Hai, Haide. Hai că l-ai căutat pregătit. L-ai căutat. Nu l-ai găsit, ia. Spune puțin. Oh, înseamnă că ai, că ai noroc, ia. Cum ți-ai descrie stilul vestimentar? Bună asta! Acum suntem în fața vlogului. Eu nu știu dacă se vede întrebarea sau nu se vede. Mă rog, cum ți-ai descrie stilul vestimentar? Asta e bună. În general, nu acum, da, acum ești îmbrăcat, da, acum, în general. În general, în viața de zi cu zi, chestii... Da, 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 exact. Să fim sinceri? Sincer, sincer. Sincer, da, cât se moare. Boschetar. Corect, nu asta dau, e. Nu dau banii pe haine, frate, nu știu, nu, nu sunt atât de... Da. Na, adică nu haina îl face pe om. Corect. Și acum întrebarea a doua, da? Da. Doamne, sper să am mâna bună. Mi-e frică. Bă, e tare că nu știi ce e acolo, știi, asta păi, e interesant. Dacă ai știi, care e mai e de ea. Oh, ce tare. Bă, ce tare. Ai avut, ai avut mai... mulți iubiți în același timp, dacă da, câți? Mamă, bună asta! E bună asta, da. Ești o norocoasă. Da, dar aici depinde. Păi, depinde de ce? Da sau nu? Iubiții ei gen când ești mică, nu? Adică... Da, bine. Corect, asta se face bine. Ce? Acum... Hai, răspunde! Răspunde numai! Bă, doi iubiți în același timp sau mai mulți nu am avut. Așa. Deci, practic, nu, n-am avut. Bun. Dacă n-ai avut, n-ai avut. N-am avut, nu, chiar n-am avut serios. Lasă-o acolo. Este rândul meu, parcă, nu? Da. Da. Oh. Oh my God. De luță. De, de luță, de mare. O oră, bă, o oră de luță. Ce poți, ce cât mergi? Hai sus. Oh, oh, să fie puțin. Ia. Yeah. Ai merge, aici, ai merge vreodată la un blind date? Blind date. Și de ce? Blind date. Ce l-am mai întâlnit? Da. Întâlnirea la orb? Da. Adică nu știi cu cine te întâlnești, te duci pur și simplu și vezi exact la fața locului cu cine te vezi. Asta se practică prin America mai mult, ce știu eu. Peste tot, nu mai acolo. Ok. Dacă aș merge, adică să mă întâlnesc cu cineva pe, pe negru, așa, cum ar veni. Să nu știu cum arată, efectiv. Bă, da, m-aș duce. Dar negru, da. Deci asta e întrebarea asta, că nu l-am arătat-o. Așa. Și da, m-aș duce, sincer. Și de ce? Bă, nu știu, aș fi curios și n-ar veni, sincer. Poate să vină oricine, că e pe... Și că poate, poate să vină și un bărbat. Poate să vină, adică... Nu, bă, am, să auzi, hai să facem ceva, ceva mișto, spune și... Cum ai proceda? Băi, deci dacă, dacă... ok, m-aș duce să mă întâlnesc cu cineva, fără pe nevoste, cum scrie aici. De ce? N-am făcut niciodată chestia asta și aș vrea și eu să văd cum, cum e și de cine dau. Sincer. Dacă dau de cineva, de cine nu-mi convine, nu sunt eu și eu la fund. Asta vă spun sincer. Deci, da, m-aș duce. De ce? Pentru să văd și eu cum este. Oh my God. Rândul tău. Hai, rândul meu. Oh. 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 Gata, hai. Vreau să mi-i credeai, vreau să termin. A, dinainte trebuia, mă scuzați. Nu mai contează, e bine, ia. Care emoji te descrie pe tine cel mai bine? De, efectiv, nu am nevoie de cuvinte. Pentru că pot să vă arăt. Deci, ochii mei, jos. Oh. Deci emoji-ul ăla cu ochii aia foarte mică. Ochii aia drept, așa. Mă scuzați că v-am speriat. Asta a fost ideea. Oh. Dar așa, am să vă arăt. Inițiativa ta de a purta ochelari este ca să nu atragem atât de mult atenție. Adică să se mai uite lumea și la noi. La tot vreo. Bun, hai, Mihai. Nu-i
Lasă-mă, păi el vrea să le ia palea bune. Am înțeles. Dacă e bună, cred că copia schema. Ei, nu, hai, nu ciupesc. Fiecare cu schema lui. Ce ai făcut în trecut și nu ai mai vrea să faci vreodată? Ce ai făcut în trecut și nu ai mai vrea să faci vreodată? Da, băi, la mine merge și pe retro. Merge și pe dos. Băi, ce am făcut în trecut și nu aș mai vrea să fac niciodată? Pot să spun cu cea mai mare sinceritate. Așa. O mare parte din copilărie. Poate sună prost sau nu, eu m-am dat cu rolele, frate. Ca așa se făcea când ești, când erai în 2004, nu toată lumea avea bicicletă. Da, corect, era scump. Așa? M-am dat cu rolele de la RCO din alea din Castan. Noi și știm. Nu știu, dar la cele mai ieftine. Așa, până la agresive. Bun. Când s-a deschis skateparkul ăla din tineretului, îți dai seama cum am dus și eu să fac cum stă treaba. Pe alea care veneam așa drepte, bombardier. Haideți să ne dăm într-un bol de ăla. De la, ăla care vine, plece așa de sus și vine un pic așa. Ca un s-a dat fratele tău așa după loc, se pune pe marginea aia. Mi-am făcut 3 rugăciuni înainte, m-am dus, m-am întors înapoi, toate bune. Și vedeam pe unul care se dădea, venea așa în fugă și hop, în bol. Trebuie să mă dau și eu așa, că ăla poate și eu, nu? Și se duce fratele tău. N-am făcut decât 3 pași, nu mi-am luat așa în cap vărâmiu. Și m-am dus la agresive, n-ai frâne în spate, ca să știți. Da, sunt dar, doar roți. Da, ale mari parcă, nu? Roți, dar ale mari. Butu ce e mare, ziceai că plecai cu clăpare de schi. Știu de care e. Da. Și când m-am dus, normal, necunoscător, nu știa, m-am dus odată așa. Mi-a fugit rolele exact așa, babele picioare și direct... Planton. Am dat cu noata de bolul ăla, de beton. Nu te-ai mai ridicat. O jumătate de oră nu m-am ridicat de acolo. Deci, și n-am mai fost în concluzie. În concluzie, m-aș da cu rolele, dar nu m-aș mai duce niciodată într-un parc din ăsta de rampe. Sau... Nu e, nu e, e trauma mare la mine. Bun, hai. Hai să vedem. Bă, nu. Stați, n-am văzut-o. Am uitat să le amestec. Am pus așa, că mă face cineva. Stecăm un pic. Așa. Care sunt cele e 3 lucruri pe care ai vrea să le ai dacă ai fi blocată pe o insulă? Gen, 3 lucruri pe care le-aș lua cu mine pe o insulă. Da. Corect. În primul rând, aș lua-o pe Mara, cățelușa mea, ca să te înțeleagă despre cine e vorba, da. În primul rând, pe Mara aș lua-o. Lucruri. Bine, practic Mara nu e un lucru, e o ființă, da, dar n-aș putea să stau fără ea, adică. Așa. Deci ar fi unul. Doi, cred că telefonul. Bun, dacă mai tragi tu un selfie, mai zic, măcar dacă ești blocată să-mi fac selfie sau ceva. Măcar să faci nebunia, bun. Așa, și al treilea... Cred că mâncare pentru amândouă, că ar trebui să mai și mâncăm, știi ce zic, dacă tot suntem pe insulă. Deci Mara, mâncare și telefon. Da, eu zic să totuși fără Mara, pentru că lucruri. Bine, dacă ar fi să fie lucruri și fără... Da, exclude ființele, ființele ei la propriu. Bine, deci mâncare, telefon și în cazul ăsta mi-au internet, frate. dacă fac serviu să accesez și postez, da? Corect. Deci. Da, dar n-aș mai fi blocată pe o insulă, că m-ar găsi ușor. Dar nu contează, astea sunt 3 lucruri pe care nu, că n-ai lăsat locația, n-ai pune. Da, ca să nu mă găsesc că nimeni. Deci n-aș fi blocată, aș fi fugită. Da, astea sunt 3 deci, lucruri. Deci, bun. Dei. La rândul meu. Mestecăm frumos aici. Și pe tine te face cineva? Nu, pe mine nu o face, dar mi-e place să le mai amestec așa, să le... Oh! Ce voia să faci când erai mic sau mică? Mic, că ești băiat. Mic, da. Deci, ce vreau să mă fac când erai mic? Da. Ia, luminează-mi. Să vă luminez pe toți. Eu știu. Fotbalist. Toată lumea știe de o meserie. Bun. Deci, răspuns final, fotbalist. Și acum ești. Și acum sunt. Final, da. A, fotbalist. Răspuns final, A, fotbalist. Ia.
Oh my god. Oh. Care este cea mai mare frică a ta? Toată lumea știe, adică oamenii apropiați. Oameni, da, adică pentru noi nu e un secret. Da. Mai tare? N-auzim. Mai tare. Cea mai mare frică mea. Păi, mici, mari, nu să nu fie, să nu-l văd. Eu dacă am văzut tu, nu mă știe tot da, mapa mondului. Da, aici deci are fără pe aia, fără. Bun, fără. Nu, mulțumesc. Stai că acum locuiește. Ăla era, mă. E de acolo, l-o. De la mama lui. Îl scutură așa că poate... Poate mai are nițel praf. Poate mai are vreun băiatul. Nu, băi. Ia. Ce mâncare ai putea mânca în fiecare zi? Ce mâncare aș putea mânca în fiecare zi? Nu știu că e multe mâncăruri la mijloc. E multe, e foarte multe. Dar gândește, adică în fiecare zi, adică non-stop, dimineață, după amiază, seară, non-stop. Non-stop aceeași. Non-stop aceeași mâncare. Mm-hmm. Da. Sincer. Sincer. Normal. Nu fără lasagna. Dar lasagna aceea cu carne de vită. Da, bun. Dar chiar în fiecare zi e cam grețos. Da, dimineață, prânz, seară. Dacă mi-ai dat lasagna, mai mult. Cred că e un tic chestia asta. Da, să... Ăla a mai fost. Nu vă mai uitați. N-a mai fost. Unde să mai fim, nu vezi că nu e ea. Oh, shit. Asta shit. Chiar e... Yeah. Dacă ai putea să-ți transmiți un mesaj ție de acum 10 ani, ce ți-ai transmite? Bun. Mamă, deci bun, asta e așa la corazon. Asta e întrebare care te lovește direct. Da, tot direct. Bă, dar să știi că te face să te gândești, gen. Păi, da. Știi? Ce ți-ai spune? Chestii prin care ai trecut sau chestii pe care le-ai făcut și au fost greșite și dacă ai fi avut mintea de acum, nu le-ai fi făcut, știi? Corect. Și ce ți-ai spune? Te spune felul următor, Cristina... Deci, mi-aș spune așa, că sunt o fată, o femeie foarte puternică și că nu trebuie să am încredere în oameni, niciodată, indiferent cine sunt ei, și că, indiferent de greutățile prin care treci, o să treci peste ele foarte bine și cu capul sus, pentru că ești puternic. Asta e mesajul pe care mi l-aș transmite. Totodată putem să-l transmitem și... Acum, telespectatorilor, da, nu știu. Dacă sunt fete sau femei care trec prin perioade grele sau, nu știu, prin anumite experiențe care, din care au ieșit și simt că nu pot să meargă mai departe, este total greșit. Veți fi de 10 ori mai puternice și trebuie să știți că voi aveți puterea să schimbați orice. Deci nu vă lăsați învinse de nicio supărare, de nicio decepție, de nicio greutate care... se ivește în viața voastră. Bun, bravo. Bun. Bravo. Are rândul meu? Da. Again. Hai că nu sunt păianjeni acolo, nu-ți face probleme. Încă nu mai sunt păianjeni. Om păianjeni. Nu vă mai uitați să le zic. Nu, că sunt curios. Păi și eu sunt, ne lasă păianjeni. Dacă ai fi o mașină, ce model sau marca ai prefera? Eu știu. Nu e ca și când niciunul de aici n-ar ști, n-ar ști, știm, da. Da. Nu. Noi știm, nu. Da. Pentru ceilalți. Așa ceva. Iubesc marca BMW. Da, nu pot să zic că nu. Da. Adică pentru mine este totul. Așa, BMW, cum e? BMW for life? Forever. Sau forever, na. Da. Așa. Model. Și modelul... În cazul tău, dacă îmi permite să intervin, nu s-a inventat. Nu s-a inventat, dar dacă ar fi să aleg între ce la prezent, întotdeauna, X5 va fi numărul 1. Cum? Deci nu contează seria, doar să fie X5. Poate să fie și ea în 2000. Deci rămânem așa. BMW X5 forever. Bun. Mihai? Rândul dumneavoastră. Hai, da, ești-o. La cât e de sfrijit, îți dai să mai plac mașinile sfrijite. Așa. Yeah. Oh. Ce e acolo? Uai, ce este acolo? Nu vrea să deschid. Nu vrea. Înseamnă că e ceva dubios. Care este partea preferată a corpului? Și de ce? Da, care este partea preferată a corpului tău și de ce?
Acum, o să fiu sincer. Spatele este partea mea preferată. De ce? Da, corect. Pentru că este destul de voluminos. Da, fiecare cu părțile corpului. Foarte voluminos preferat. Pentru statura care o am eu. Și asta este partea mea preferată. Spatele, da? Practic lucrează de-l găsește ca să fie așa cum îl vrea el. Așa, următoarea întrebare. Am ochit-o eu, am văzut eu că stătea acolo așa. Nu prea strigă aia bine, nu prea strigă aia bine în bolul ei acolo. Cine ți-a influențat cel mai mult felul de a fi? Arată și la cameră. Asta este o altă întrebare din asta. Da, o întrebare, dar nu mai vezi, parcă zici că sunt făcute pentru ea. Adevărat. Pot să spun că nu există o persoană care mi-a influențat felul de a fi. În schimb, lucrurile și greutățile și suferințele prin care am trecut mi-au influențat cel mai mult felul de a fi, pentru că am învățat să nu mai am, așa cum spuneai și mai devreme, încredere în oameni, ca să nu mai fiu dezamăgită. Și cred că chestia asta m-a ajutat cel mai mult. Nu există o persoană care să mă fi influențat. Deci practic te-ai influențat singură, cum ar veni. Practic m-am autoeducat, așa, sau așa. Trecând prin mai multe chestii, să-mi dau seama exact ce e bine pentru mine și cum ar trebui să fiu ca să am o viață liniște și fericită. Deci nimeni nu m-a influențat, doar experiențe. Bun, foarte frumos. Și este rândul meu, da? Sigur, sigur, da. Te rugăm, oh. De eu, sigur. Asta este a mea. Poftiți, să fie și la tine asta ceva. Asta este a mea. Ce lucruri, mâncare, joc, obicei din copilărie încă îți place? Eu știu. Toată lumea știe de o meserie, cum a spus mai devreme, fotbalul. Rămâne viața mea. Asta se include la joc și la obicei, probabil. Și ca mâncare, ce mănânc, ce place mie de când eram eu mic să mănânc? Cartofi prăjiți. Brânză. Cartofi prăjiți. Corect, și cu brânză. Și cu ciorbă, dacă s-a grumat. Da, nu, că el când era mic mânca. Aveam combinația. Brânză cu ciorbă, deci, asta e întrebarea. Așa, deci, pardon. Are emoții, s-a gândit la mâncare. Ai vezi tot ca pe cartofi. Fotbalul ca joc și mâncare cartofi cu brânză. Asta. Iar eu, haide! Din nou, cum ar veni. Cum s-ar spune. Gen. Ia să vedem. Ok. Este pe sufletul meu. Ia. Yeah. Descrie spatele într-un singur cuvânt. Am un singur cuvânt. Bun. Unul singur? Ia. Unul singur. Ia. Atent. Oh. Nu le-am dat întrebarea. Mă scuzați. Mă scuzați. Așa. Următorii noștri. Atent. Este foarte atent. Adică nu am de ce să zic. Foarte. Fericitări, Mihai. Bine, Mirița. Este rândul tău. Aia era pentru tine, am văzut că stăutam pentru tine. Îți făcea cu ochii. Mihai, te iubesc, Mihai. Așa striga întrebarea la tine. Așa, și ce spune în ea? Câți ani ai avut când te-ai sărutat prima oară? Câți ani ai avut când te-ai sărutat prima dată? Da. Oh, ia să vedem. Asta e momentul de sinceritate. Cea mai mare sinceritate din partea lui Mihaiță? Prima dată. Te-ai sărutat, nu pupat. Nu, da. Sărutat. Da, adevărat. Deci stai puțin cu prima. Ai dat cu virgulă. Clasa 7, deci... 13. Atunci a fost un mic erai tu. Atunci a fost primul sărut. Acum... Ia zi, ții minte cu cine? Era frumoasă fata? Nu mai știu. Mai știi acum cu cine? Dacă vede vlogul ăsta de acum așa. Ideea e că eu acum spun ăla a fost primul meu sărut. Mai departe, dacă a fost bine, dacă n-a fost bine, sau ce o fi fost în mintea fetii. Măi, acum sincer să fiu, nu cred că la vreunul din, nu neapărat din noi, la orice în om general, care a trecut prin chestia asta, nu cred că la cineva a fost perfect primul sărut. Adică, ceva de aia e primul, adică, da, corect, ăla e primul. Gata, deci, așa cum? 13. 13 ani. Bravo, Mihai, suntem între de tine? Ești o mare de mică. Bun. Nu știu ce. Lasă-mă că mai sunt câteva și acum trebuie să verifici bine în ele, să nu iei ceva ce nu e bine.
Ia să vedem ce avem noi aici. Ia uite mă, să zic de nemână. Nu vrea. Oh my god! Zici, nu cred că mi-a căzut așa ceva. Că bate prea departe. Yeah. Care a fost primul nume de utilizator ID pe net? Pe Yahoo, Mint? Ce a fost? Deci nu cred că mi-a căzut mie. Eu știu. Pot să spun cu toată sinceritatea. Băi, bravo ăla care a făcut întrebările. Bă, bravo. Bă, bravo. Chiar bravo, mulțumim. Mulțumim. Băi, deci nu cred. Acum știu că o să râdeți și cu partea dorsală de mine. Bă, ideea este să fii sincer. Adică cel mai sincer să fiu. Vă spun dacă e sincer sau nu. În 2000, băi, nu știu, când am dat eu prima dată de net, oricum eram, aveam 1,5 m și 440 de kg. Era rotund el. Rotund, dar să vedeți. Arătai bine. Dar să vedeți nume. Dar să vedeți nume ce avea fratele vostru când aveam 7 ani și 400 de kg. Țineți minte. Ionutz. Underline, băiat, underline fermecător. Deci Ionuț, underline bachelor și eu aveam 1,5 m și 440 de kilograme. Și spuneai DND, nu? DND, da, DND, da, don't not disturb. Bă, sule, pe Yahoo. Mamă, deci așa întrebare, mă, nu cred. Gata? Deci Ionuț, băiat fermecător. Hai să vedem. Așa. O, lua, ce puțin au mai rămas. Și nici ce mai, dacă mi-a apare și mie vreunul de ăsta. Sper să nu fie ceva cu vreun ID, că dacă îl zic pe al meu, leșină toată lumea. Am fi curioși, dacă ai vrea totul să-l spui, ia te rugăm frumos. Dar nu, fiți atenți cum facem. Dacă îl spun eu, îl spune și voi. Hai bine, ca să știi întrebare chiar fain. Dacă fine. Ne facem de râs, să ne facem toți, frate. Hai. Deci la tine cum a fost? Ionuț? Ionuț Z, underline băiat fermecător. Underline. Băiat. Da, deci Ionuț Z, underline băiat fermecător. Dar vreau să-l căutați pe Yahoo? Nu mai, eu nu mai știu zi. Dacă aveam punct sau underline sau știu eu alt. Dar primul meu ID de mes a fost Gatita for you. Gatita for you. Gatita for you. Fisicuța în spaniolă. Fisicuța pentru tine. Fisicuța pentru tine. Dar ea a combinat spaniolul cu engleză, adică nu orice. Ca să fiu sinceră, scuză-mă că te întrerup, Mihai, dar ca să fiu sinceră, mor. Nu a fost total ideea mea, pentru că eu habar nu aveam pe vremea aia ce ar trebui să trec acolo. Și m-am inspirat de la alte persoane pe care le vedeam și am luat și-o puțin de acolo, puțin de acolo și am făcut ceva. Și ai făcut un întreg la tine. Păi, deci nu cred. Eu prima dată am înțeles gătită. Și de asta am înțeles. Nu, gaștita. Gatita. Bun, hai Laura, spune Laura. Tu. Laurica, wow, cu capa. Laurica, da. Cu capa. Logic și cu Y. Da. Underline bebe. Da, bă, da, da, Laurica bebe. Underline bebe. Și tu? Mie. Bă, eu pot să spun că primul meu ID de mes nu l-am făcut eu, că nu știam. Păi nici eu nu mi l-am făcut, parmi mi l-a făcut cineva la informatică. Așa, mie mi l-a făcut... Whatever, cineva. Un tip, parcă în cartier, nu mai țin minte exact oricum de mult. Și a fost așa, Cătălin, underline 12, underline 2007. Atunci a fost făcut. O să spun cu toată sinceritatea, n-am avut niciodată ID de mes cu... Fermecător, ce vrem, eu eram fermecător, te-am dat. Nu de asta. Poate că dacă aș fi știut să fac, cred că mi-aș fi făcut. Dar având în vedere că Cătălin nu știam. Când aveam mai de la speaker, eram borcanul ăsta. Și aveam băia fermecător. Deci fiți atent acum să facem un top în funcție de ID-urile noastre. Cel mai serios și cel mai ok, trebuie să recunoaștem că a fost la mine. Da, corect. Bun. A doua, cu impact mai slab, așa, nu foarte slab. Puternic, Laura, așa. Cu bebe, bebe, Laura. Așa. Laurica, bebe, cu capa și cu ei. Al treilea, acum voi ar trebui să decideți care a fost gen șocul cel mai mare la mine sau la el. Eu sincer să fiu, aș spune că la el, pentru că tu ai combinat spaniolă cu engleză, cu bisicuță. Deci nu a fost un șoc atât de mare, nu? Al doua, da. A, deci am venit locul el, dar cel mai prost, da. Al doua, de musita frunze. Deci știi mă locul doi. Dar știți de ce? Pentru că eu am necătut că am venit la el. Bun, hai că a fost comică. Ok, a rămas cu întrebarea, mă, n-am desfăcut-o, nu nimic. Hai să vedem acum. Bă, chiar ați fost răutăcioși cu asta. Gatita for you, mă, băi, Cristina, bă, bună. Tu nu ai întrebat. Gatita for you. Bun, hai. Spune trei, spune trei țări pe care ai vrea să le vizitezi.
Arată bun, și la... Bună întrebare, da, foarte bună. Mișto. Prima și cea mai importantă este Brazilia, să ajung la Rio, la carnaval și la statuie. Bun. Așa. A doua, Olanda. Olanda! Așa. Bun. Așa și a treia, Franța, Paris. Turnei e tot bun. Acolo merge toată lumea, mă. Da, nu. Bun. Astea sunt, gata, am zis. Eu merg. Hai, hai de ce, ce să alegi maxim. Ia să vedem. Ce scrie acolo? Care este cea mai îndepărtată destinație de vacanță în care ai fost? Bună întrebare. Sinceră să fiu, cred că Tenerife, pentru că este mai departe decât Dubai, nu? Sau eu așa cred. Nu știu exact că scrie. Da, cred că sunt în cam principi, pe acolo. În principiu, pentru Tenerife, ca să te duci cu mașina, să zicem, că te duci cu mașina, ai nevoie de... Ai cam 3000 de kilometri. Și ai 37 de ore pe feribot. Asta nu, nu știu, care e distanța. Nu, bine, una din astea. Una din astea, ori Tenerife, ori Dubai. Ori Dubai, da. Ok. Am înțeles, treci. Treci, ia vezi mie aia. Nici n-a zice că ce s-a mers, că oricum mai erau două. Mai erau două, da. Îl pun la loc, nu, bă, nu mai că l-a desfăcut deja. Ia. Pe ce îți place să-ți cheltui bani? Nu știm, chiar nu știm. Nimeni nu știe așa ceva. Pot să spun cu toată sinceritatea că n-am nicio comandă acum, adică nu trebuie să mai ajungă nimic dacă la asta vă gândesc. Nu, că poate săptămâna viitoare încolo. Nimic internațional, să zicem. Așa, dar piese pentru mașină, tot ce implică mașină și alte piese. Avem dezlegare? Păi, să răspundem și noi? Să răspundem și voi. Piesă pentru mașină și eu. Păi da, acum... Vreți să spunem noi toți pentru Cristina, ce, că toată lumea știe. Ia spuneți. Ceasuri și Adidas. Corect. Da. Bine, așa acum... Este? Da, așa este. Lăsați-mă măcar să-mi detaliez și eu răspunsul. Piese pentru mașină. Unii ar putea să înțeleagă, da, bine, ți-ai luat, eu știu ce trebuia, o ușă, o chestie din asta. Nu. Eu cumpăr mașina așa și din așa vreau să fac ea așa. Adică... Adică piese, nu... Adică vrea să o modifice pe placul lui, să fie înțeleg, așa cum... Să înțeleg și eu ceva ce îmi place la mașina. Corect. Nu știți, că știți, nu? Mașini. Spune tu. Ar că am fi două la, dacă stai să te gândești că nici nu știu dacă care e pe locul întâi și care e pe locul, dar cred că am două pe locul întâi, gen mașini și îmbunătățiri. Pentru este gen și pentru mașină, adică practic ea este egală cu mașina. Da. Și n-am două bag aceiași bani. Da, păi oarecum sumele se se bat așa cap în cap. Bun. Ce mi-e estetica la o mașină, ce mi-e estetica, de la clinică, e cam tot acolo. Rar, să zicem un pic așa, după aia un pic așa, dar oricum, e principiu. Bun, și ultima întrebare îmi revine mie. Te rugăm. Oh my god. Sper să fie cea mai proastă să fie la el. Bă, sper să nu fie proastă, că am avut o baia cu ID-ul și alea la... Aia chiar a fost. Mă, acolo mi-am furat eu pentru toți. Da, e ok. Bun. Haide. Hai să facem încheierea frumos. Care este singurul lucru pe care nu l-ai împărțit cu nimeni? Femeia și mașina. Astea sunt singurele lucruri pe care nu le-aș împărți niciodată cu nimeni. Și cred că și tu ești la aceeași... Da, bine, acum nu vreau să fiu rău cu tine, dar dacă o femeia pentru tine e un lucru... Păi am zis, nu? Am zis de la început. Bine, o dezlegare, da. Nu e un lucru, că am zis, am și zis. Că femeia nu, dar hai bine. Ok, hai să facem altfel. Să zic chiar două lucruri. Da, ca și ai întrebat. Nu, un singur lucru. Sau poți să zici un lucru. Care este singurul? A, unul singur. Mașina. Adică e vorba de lucruri, adică nu, corect, o de persoane, nu de asta. 999 de bărbați, 1000 de bărbați, tot să-ți dau răspunsul că mașină. Mașină, da. Despre ce vorbim. Și dacă stai bine să te gândești, oricum se leagă, pentru că orice bărbat îți spune, mașina și femeia nu se dau niciodată. Da, corect, asta am zis, dar na, am zis să nu, să nu vă luați de mine după aia. Bun, și acum că am terminat întrebările, așa. Sperăm să fiți curioși. Să vă uitați până la capăt, ca să zic așa, că probabil mai sunt și poate v-am plictisit. Da. Pentru noi a fost destul de drăguț. Vă asigurăm că este ceva foarte, foarte fain. Asta... Da, asta, da. Așa că,
Revenim săptămâna viitoare cu un nou vlog. Sper. Fără ochelari, cu ochii buni. Cu ochii în regulă. Da, să nu vă sperii, să nu... Adică să fii și tu, arăși tu, om. Și eu, om, exact. Exact. V-au plăcut întrebările? Băi, au fost cine le-a făcut, credem că au fost super, super interesante. Cine le-a făcut a avut oricum o imagine. Ne-a dat și puțin de gândit ce e drept, pentru că n-a fost copilărie. Și întrebări comice și serioase. Și, da. Adică le-a combinat o combinație foarte, foarte frumos. Ce întrebare vi s-a părut cea mai grea? Hai să începem pe rând. Ție ce întrebare ți s-a părut cea mai grea? Cea mai grea. Da, alegeți fiecare câte o întrebare la care pur și simplu v-a dat mai mult de gândit sau v-a dat un impact, un ceva în momentul în care ați citit-o. Nu ne așteptam probabil sub nicio formă. Da. Păi eu, sincer să fiu... Eu știu deja ce întrebare am. Băi, nu știu care a fost... Nu știu. Eu cred că la mine a fost... Nu știu întrebarea. Păi, sincer să fiu, mie mi-au căzut toate foarte ușoare, mi-am răspuns pe loc, dar să spun că... Bă, care a avut cel mai mare impact asupra ta, deci? Cel mai mare impact asupra mea? Asta, cu ce vrei să te faci când erai mic. Ok, asta, deci asta, asta a ce avut cel mai mare impact. Să te faci când erai mic. Bun, la tine? Asta ce persoană faimoasă vrei să fii prieten, pentru că sunt mai multe persoane și mi-a dat puțin de gândit. Dar într-un final am rămas la prietenul meu, Jean-Claude Van Damme, sper. Jean-Claude Van Damme. Da. Mi-ai? La tine care a fost? Întrebarea a fost ce ai făcut în trecut și nu ai mai vrea să faci vreodată. Da. Deci, asta pot să zic că a fost o întrebare care m-a afectat pe mine. Cel mai rău? Cel mai rău, m-a afectat. Mi-a dat puțin de gândit pentru... trauma, să zic așa, care am trăit-o când eram un copil. Bun, okay. La mine întrebarea a fost dacă ai putea să-ți transmiți un mesaj ție de acum 10 ani, ce ți-ai transmite. Asta a avut cel mai mare impact asupra mea. Și m-a făcut așa să mă gândesc un pic. Așa. Bun, am terminat întrebările. Sperăm că v-a plăcut acest vlog. Vă mulțumim că ați stat până la final cu noi. Sperăm că ați zâmbit și că v-am bucurat puțin cu întrebările și răspunsurile pe care le-am oferit. Și nu uitați de... like! Share! Și un subscribe! V-am pupat!